Nu, domn președinte. Primar. Bună ziua, bine ați venit la Răcăciuni, la invitația Consiliului Județean și a Prefecturii. Astăzi am ținut să ne întrunim la Consiliul Local, la Primăria Comunului Răcăciuni, pentru un anunț destul de important pentru comuna noastră, referitor la drumul județean Ciucani, care, după cum știți, de ați ani se află sub oblădurea Consiliului Județean și mai mult încercăm împreună cu dânsii să îl modernizează, să-l asfaltăm, pentru că prin programul PNDR, dacă nu mă înșel, nu? Aici, prezenți de față, sunt, după cum vedeți, în dreapta mea, domnul vicepreședinte Pravăț, Silviu, domnul subprefect Ivancea, domnul Pocovnicu, domnul Alin Năstase și doamna director al Direcției Județene de Drumuri, precum și constructorul, care vreau să vă prezentați, că nu vă știu... Mulțumim și în mare parte Consiliul Local, reprezentat numai din consilieri și societatea civilă, câțiva oameni care au venit invitați și neinvitați, dar ne face plăcere. Vreau să dau cuvântul domnului președinte Pravăț pentru a ne descrie exact întâlnirea de astăzi. Bună ziua, cu dată. Vreau să vă, o să vă fac la început câteva precizări tehnice și apoi o să vă spun un pic din istoria documentelor legate de acest drum și apoi spre final o să trecem la semnarea acestui contract. După cum bine a spus domnul primar, este vorba de reabilitare și modernizare drumului județean 119, la kilometru 25 până la kilometru 27. Eu, pe o distanță de 2 km, 253 de metri. Uitându-mă un pic în istorie, acest contract a mai fost semnat cu o firmă. Dacă nu mă înșel, este Phoenix Transbac. Această firmă, după ce a semnat contractul cu noi, a încercat să schimbe soluția. Nu? Da. Nu a mai dorit să țină de cuvânt, să țină de acele condiții din contract. A încercat să scoată niște ziduri de sprijin. Pur și simplu a vrut doar să pună asfalt. Noi nu puteam. Pentru că sunt unele zone, după cum bine știți dumneavoastră, eu, unul, sincer, am trecut o singură dată pe acel drum, anul trecut, sunt zone în care sunt zone cu risc, care necesită aceste ziduri, supraînălțări, supralărgiri în curve, realizări de consolidare de ziduri de sprijin din beton, un sistem de drenaj. Am reziliat acest contract cu această firmă. Ca să știți exact, nu numai am reziliat, ci am emis un document constatator prin care îi interzicem sau se interzice firmei inițiale să mai semneze sau să mai poată avea vreun contract pe timp de 2 ani de zile. Suntem în proces cu firma Phoenix Transbac. Și din acest motiv. Vă mai spun că suma de execuție și de proiectare și de execuție este de 5.327.889,94 lei. În euro, ca să fie mult mai simplu pentru noi, este de peste 1.100.000 de euro. Este un drum, pentru noi este un drum scurt, de 2 km, pentru dumneavoastră este un drum important. Sperăm ca firma care a câștigat Nomis 2003 să nu facă aceleași greșeli pe care le-a făcut firma anterioară. Noi ne vom ține de cuvânt, de fapt și de drept, Guvernul României se va ține de cuvânt, în ceea ce privește fondurile,
pentru că acest proiect este pe Programul Național de Dezvoltare Locală 2, da? PNDL 2. Da, avem puterea financiară, mai avem nevoie de firma care să ducă la bun sfârșit acest drum. Dacă dumneavoastră, dintre dumneavoastră, aveți întrebări legate de drum, de proiect, pe cât putem noi să vă răspundem, vă stăm la dispoziție. Mă interesează firma la care ați rezidiat, de unde este? Din Bacău. Firma câștigătoare în urma unei proceduri de licitație publică este din Galați cu proiectant din Iași. Dacă îmi permiteți, domnul vicepreședinte, aș vrea să-i dau cuvântul și domnului subprefect. Mulțumesc, domnul primar, domnilor consilieri, dragi colegi. Sunt în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu. Vreau să vă spun, vă felicit pentru semnarea contractului. Cunosc istoria acestui drum. E semnat a doua oară, sper că data asta cu, să zicem așa, cu noroc, să avem noroc de o societate care să lucreze corect, cinstit și fără să se folosească de subterfugiile legii sau să aibă capacitatea tehnică să facă față lucrării. 1 milion de euro nu-i de aici de acolo, sunt bani guvernamentali. Profit de această ocazie să vă spun, poate și noi o să și afișăm, la un moment dat o să o facem public, proiectele guvernamentale și europene existente în acest moment la nivelul județului Bacău se ridică undeva la vreo 120 de milioane, nu, 131 de milioane de euro și cu acest contract semnat. Sunt deschise 200 de șantiere la nivelul județului Bacău. Se lucrează în 89 de localități ale județului Bacău. Am prins în această inventariere făcută, mă refer, lucrări în execuție. Lucrări care au finanțare, care sunt contracte semnate, sunt date ordinele de începere, să dea Dumnezeu să se finalizeze cu bine. Cred că nu există precedent până în acest an, n-a existat un precedent atât de puternic care să reflecte că, într-adevăr, județul Bacău este într-un șantier. Plecând de la șoseaua de centură, decolmatare, lac, eu mă refer doar la proiectele guvernamentale. Nu mă refer la proiectele pe care UAT-urile, primarii din UAT-urile, susțin din fonduri proprii. Este o inventariere pe care noi, ca instituția prefectului, o să o publicăm. O să publicăm într-un tabel, pentru că e foarte laborios executată pe proiecte AFIR, proiecte POR, proiect PNDL, și în care o să intre și aceste... E al șaselea proiect? Al șaptelea proiect finalizat la nivelul Consiliului Județean, prin Consiliul Județean. Eu nu pot decât să vă felicit și sper ca dumneavoastră să vă faceți treaba corect și cinstit. Să nu se ajungă în situația dinainte, pentru că oamenii au așteptat. Și într-adevăr, cred că e un exemplu, chiar dacă întârzie lucrarea, e un exemplu, poate și de curaj, de a da un act constatator prin care să interzică participarea la licitație a firmelor care se ocupă de încurcarea lucrărilor, nu de dezvoltarea comunității. Proiectul Național de Dezvoltare Locală chiar își face treaba. Dezvoltare locală. Și nu mă refer doar la nivelul municipiului Bacău, ci mă refer la nivelul județului Bacău, la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Pentru că nu se poate vorbi de o dezvoltare locală dacă n-ai infrastructură, n-ai apă, canalizare, instalații de iluminat. Eu vă mulțumesc și vă felicit încă o dată și vă doresc mult succes și să știți că noi, ca instituția prefectului, avem și obligația, și prin codul administrativ care e dat nou acum, dar și prin legislația veche, de a monitoriza proiectele care sunt la nivel guvernamental. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule subprefect! Aș vrea să-i dau cuvântul și domnului Pocovnicu, fost prefect de Bacău.
Istoricul acestui drum, cred că îl știu la fel de bine ca toți cei de aici. Eu vreau să punctez un aspect foarte, foarte important, faptul că, începând cu dumneavoastră, consilierii locali, cu domnul primar și continuând cu instituția Consiliului Județean, ați crezut în acest proiect. Noi am fost în situația toți împreună când am mers în localitatea respectivă, am arătat contractul care a fost semnat, adică efectiv cred că dacă nu era o ambiție și o tenacitate de a continua mai departe și de a reveni la această formulă, nu știu dacă s-ar mai fi ajuns să rezolvăm acest drum. Este un drum mic, într-adevăr, 2 km, dar este cea mai mare prioritate pentru investiții în acea comunitate. Și gândiți-vă că cei din Ciucani au văzut în acești bani cum s-a dezvoltat și cum s-a lucrat la Dumbrăveni, la Fundul Răcăciuni, în Răcăciuni, și probabil că nici măcar nu mai credeau că se va ajunge la această etapă. De aceea vreau să vă felicit pe dumneavoastră și în special Consiliul Județean pentru tenacitatea de a se bate mai departe pentru acest proiect și domnul vicepreședinte poate să confirme sau nu, cred că este prima firmă din județ care pentru neexecutarea lucrărilor și pentru problemele care le-a pus a fost exclusă de la lucrări și cred că asta e o soluție foarte bună și pe viitor. Mulțumesc, domnule Pocovnicu. Vreau să dau cuvântul doamnei director Ardeleanu, dacă se poate să spun câteva cuvinte despre istoricul mare parte minează, domnul vicepreședinte, dar de drum, efectiv, de da, porțiunea asta de drum a Consiliului Județean, care e județean. Mai bine cu ce s-au confruntat locuitorii din zonă, pentru că am avut destule reclamații, destule vizite la serviciu din cauza problemelor care le-a ridicat drumul. Noi am încercat în 2016 să achiziționăm lucrarea, am depus toate eforturile, dar proiectantul nu și-a făcut treaba așa cum trebuie. Deci proiectul era sub orice critică, erau zone aia în care proiectantul pur și simplu a eliminat din proiect ca să poată încadra într-o anumită sumă anumite lucrări care erau foarte necesare. Noi le-am verificat, le-am spus că nu se poate, aproape un an de zile am stat cu ei încercând să refacă proiectul și până la urmă când am constatat că nu se poate așa ceva, atunci am anulat contractul. Într-adevăr, mie mi-a părut rău că l-am anulat, dar nu aveam cum să facem altfel. Vreau să facem o lucrare bună, să acoperim toate tipurile de lucrări care sunt necesare pentru drumul ăsta, pentru că este un drum care are destule probleme. L-am văzut, știu cam cum arată, știu ce se întâmplă când este ploaie. Și tocmai de asta, acum sperăm că lucrarea o să fie bine, o să fie bună și constructorul sper să fie serios. Iar vă asigur că noi, cei de la drumurile județene, vom urmări îndeaproape modul de execuție a lucrărilor, inclusiv, în primul rând, proiectul și apoi lucrările. Da, mulțumesc, doamna director. Vreau să, acum punctul foarte, vreau să dau cuvântul și constructorului, reprezentantul societății care a câștigat licitația. Nu vreau să cred că este o iluzie întâlnirea de astăzi, în sensul că ne-am întâlnit, ne-am văzut și după care lucrarea nu se va realiza. Presupun că atunci când v-ați înscris la licitație și ați sperat că veți câștiga lucrarea, v-ați luat niște măsuri foarte și v-ați asigurat că veți putea face această lucrare. Lucrarea este o lucrare destul de importantă și necesară și foarte utilă pentru cetățenii din satul Ciucani. Noi ne chinuim împreună cu cei de la Consiliul Județean de câțiva ani buni să realizăm acest drum și în speță Consiliul Județean să realizeze acest drum, pentru că celelalte drumuri din localitate sunt prinse pe niște proiecte care s-au realizat pe PNDL 2, vorbesc pe fonduri guvernamentale și pe fonduri europene care sunt în curs de realizare. Deci ar fi chiar, cum să vă zic, util și necesar ca acest drum să se realizeze și noi ca și Consiliul Local, eu în speță ca și primar, vă asigur că vă vom asigura tot suportul necesar pentru ca dumneavoastră să vă desfășurați activitatea acolo și să
treceți cu bine spre realizarea acestui proiect. Da, eu pot să vă spun că ne vom da tot interesul și nu numai că ne vom da tot interesul, avem și capacitatea atât tehnică cât și profesională pentru a face și pentru a duce la bun sfârșit acest proiect. Într-adevăr, în momentul în care am participat la această licitație, evident că știam despre ce este vorba și dacă avem capacitatea necesară. În momentul în care am depus oferta sperând să fie câștigătoare, automat ne-am asumat toate răspunderile care vin la pachet cu semnarea unui contract. Înțeleg că aveți suspiciuni în privința constructorului, aveți un istoric și aveți și motive. Îmi cer scuze. Nu avem suspiciuni în privința constructorului. Dar dacă oamenii au fost odată, ca să zic așa, fripți, da, în ghilimele, în acest contract, evident că așteptările sunt foarte mari și nu putem să mai dăm greș încă o dată. Înțeleg că sunt întemeiate, dar nu vreau să vă asigur că noi vom face perfect. Vă vom demonstra și vom face. Vom face pentru că ne ocupăm cu asta. Și din moment ce avem foarte multe proiecte de acest tip în execuție, proiecte finalizate, proiecte cu perioadă de garanție terminată și fără nicio problemă, cu siguranță acest proiect nu va fi o piedică nici pentru noi, nici pentru ceilalți. Director, diferența o va face recepția. Da, corect. Într-adevăr. Da, totuși suntem în 2019 și cam toate, prin toate localitățile din județ și nu numai din județ, din țară, s-au dezvoltat și se dezvoltă pe programul ăsta PNDL, programul guvernamental. Și de asta zic că totuși nu mai putem spune că acolo, în zonele izolate, unde nu e asfalt sau venim, licităm, facem licitația și după care nu creăm iluzii și vorba domnului prefect, nu vrem să ne mai întâlnim cu chestii de genul ăsta, pentru că noi suntem cei direcți care intrăm în contact cu oamenii și avem copii la școală, avem la urma urmei, care trebuie să meargă în condiții normale, da. Cetățeanul trebuie să simtă că banul este cheltuit eficient și eficace și economicos și ca atare să-i ofere gradul de confort pe care și-l dorește și care îl merită, fără nicio discuție. Da, deci singura localitate din Răcăciun care nu a fost până acum și nu este prins într-un proiect este Ciucaniu, care face parte din cum am repetat și am mai spus atâtea ori, face parte din drumul județean și nu puteam noi ca primărie să intervenim decât prin Consiliul Județean, care îi mulțumesc pe această cale și domnului președinte Dragoș Benea, domnului președinte Brașoveanu și celor care stau din staful Consiliului Județean. Și în ultimul rând, Consiliul Local, care ne-a susținut și ne susține în continuare în proiectele care le avem pe Răcăciuni. Mulțumesc din suflet și dacă aveți întrebări referitoare la acest proiect, vă rog să... Da. Dacă îmi permiteți. Acest proiect va avea o perioadă de implementare de 14 luni, 2 luni proiectarea, 12 luni execuția, iar ca un al doilea comentariu e faptul că vreau să vă întăresc credința domnului primar și dumneavoastră domnilor consilier, pentru că acest drum, al șaptelea, semnat, pe care îl vom semna astăzi, din cele șapte ale Consiliului Județean, depuse, cred că de pe vremea domnului președinte Benea, la intenția domnului președinte Benea și la dorința dumneavoastră, vă dați seama că puteam să punem în alte 89 de comune proiecte, dar ne-am dat seama cât de important este pentru dumneavoastră și pentru Comuna Răcăciuni. Așa că cred că trebuie să-i mulțumim domnului președinte Benea și dumneavoastră că ați crezut în noi. Da, ca o completare la, nu legată de acest proiect, legat de alte proiecte care sunt pe Răcăciuni, chiar alaltă ieri am avut vizita domnului director de la IFRIM, de la NIF, Bacău, la care întâlnirea a fost făcută la Sascut, am înțeles că a venit domnul... Da, aș putea să... Da, puteți deschide dumneavoastră. Puteți să deschide subiectul. Știți foarte bine bună. Că pe DN2 sunt câteva puncte critice atunci când plouă. Că plouă mai mult sau plouă mai puțin, tot sunt puncte critice. De fiecare dată exista o cauză. Noi tratam efectul, dar nu și cauza. Și știți foarte bine că am luat la un moment dat în Comitetul Județean din situații de urgență o poziție diferită de ceilalți colegi ai mei, în care de fiecare dată, domnule, hai să tratăm efectele. Dăm bani la inundații, dăm bani, dar nu dăm bani înainte de a se întâmpla pentru a
termina cu toată nebunia pe care și dumneavoastră o suportați și aglomerația de pe DN2 când se revarsă de pe Versanți pe drumul european, ceea ce nu-i posibil. Am profitat de ocazie la Sascut când m-am întâlnit cu domnul director general de la îmbunătățiri funciare, domnul Barbu, dacă nu mă înșel, și am expus problema, pentru că nu de fiecare dată puteam să interveneam după. Domnul primar, care este un primar extrem de inimos, asta fac ca o paranteză, și care nu m-a slăbit cu telefoanele pe orice problemă pe care a avut-o pe situații de urgență, și trebuie să recunoaște că insistențele astea duc la realizări, la dezvoltarea unor proiecte. Vă pot anunța că, dacă nu mă înșel, este și declanșată procedura de licitație pentru a finaliza, pentru a colecta torentele de pe versantul Cornățel, de așa natură încât să nu mai inunde DN2. Adică să se rezolve problema asta definitiv. Și sper că și ceea ce am promis eu atunci când ați venit la mine cu cetățenii Gheorghe Doja să fie finalizat. Într-adevăr, să lucrează, e cam greu pentru secția de drumuri naționale să se întindă peste tot, dar personal puțin, dar ne ținem de ei să-și termine treaba. Eu personal vă mulțumesc, domnule subprefect, pentru implicare și nu numai pentru al primăriei, mă refer ca și sarcine, dar pentru cetățenii care circulă pe DN2 și celor care locuiesc în acea zonă, atât la Gheorghe Doja cât și la fermă. Este un drum european foarte intens circulat, deci vreau să vă spun că e un trafic infernal și cu risc. Deci dacă noi nu intervenim și nu facem aceste lucrări, în timp vom avea surpriza, sper să nu fie, să nu se întâmple, de victime pe DN2. Și ceea ce a spus dumneavoastră, a afirmat mai devreme, este o lucrare de deosebită importanță, la fel ca și lucrările care se vor face pe Răcăciun. De ce spun acest lucru? Pentru că ne chinuim de vreo 12 ani să accesăm fond, am accesat, am depus la CNI, dar acum vizita domnului ministru și implicarea dumneavoastră duce la o lucrare concretă care practic se va realiza. Ieri am avut vizita domnului inginer, am măsurat, am fost pe deal, am luat sus pe ravene respective, s-au făcut măsurători de către specialiști și urmează ca să depună pentru licitație și sperăm ca în toamna acestui an să realizeze acest obiectiv. Oricum, vă mulțumesc din tot sufletul și dacă aveți cumva întrebări din partea Consiliului Local, cel care girează, de fapt, banul public al comunei. Și pe această cale vă mulțumesc de înțelegere și drept dovadă sunt prezenți aproape 100%. Da, domnul profesor, vă rog. Reprezentantul constructorului, domnul vicepreședinte, ne-a spus, eu am înțeles, am și calculat în minte, cam când ar trebui să se taie fabrica. Dar revin cu întrebarea la reprezentantul constructorului. Lăsați-mă să vă spun eu înainte. Trebuie să, după ce semnăm contractul astăzi, vom da ordin de începere pentru elaborarea proiectului. Proiectul trebuie să se termine în termen de 2 luni, da. Urmează verificarea proiectului și apoi, după ce proiectul este verificat, se va obține autorizația de construire, se va da ordin de începere pentru lucrare. Acum să vedem ce se întâmplă, să nu cumva să intrăm în perioada de iarnă și să nu putem să facem decât anumite lucrări. Vreau să facem în așa fel încât să facem lucrările eventual de podețe, de consolidări. Nu aș vrea să începem efectiv drumul dacă cumva lăsăm drumul, știu eu, într-o anumită stare, într-o anumită situație, când mai mult se degradează dacă nu ajungem să facem următoarele straturi. Știu eu, dacă, de exemplu, punem balast acum și vine iarna și vin până iarna, vine toamna, plouă, lumea vine de pe câmp cu produse, căruțe, ce au vre fiecare, se poate întâmpla când iese din terenul agricol să intre pe stratul de balast și mai mult să-l contamineze și efectiv să strice ceea ce a încercat să facă constructorul. Deci o să încercăm să păstrăm legătura cu constructorul în așa fel încât lucrările care să se facă acum să fie acelea strict necesare dacă cumva nu reușim să terminăm proiectul mai repede. Dacă s-ar termina proiectul poate într-o lună de zile, poate că am reușit să facem mai multe lucrări. Dar n-aș vrea să ne trezim că vine iarna și ne prinde cu un anumit strat de balast sau piatră spartă și să-l stricăm mai mult drumul până în primăvară când am putea să punem asfaltul. Adică ne dorim și o lucrare de bună calitate. Adică, întrebarea. Eu am înțeles foarte bine și știu la ce mă refer. Okay. Nu m-am referit la aspectele acestea mărunte, că o să iasă mărunte. Nu, nu la asta m-am referit.
m-am referit la acea tărăgânare posibilă din partea constructorului, dați-mi voie, pentru că interesul meu, ca reprezentant al lor, e că la sfârșitul lui septembrie, la nu vreau să fie gata. Aș dori să fie gata. Eu sunt convins că pentru că dacă nu se realizează așa, va fi o mare palmă pe care o să luăm noi consilierii, pentru că n-am fost în stare eu un mandat întreg să rezolvăm această problemă. Dacă știți ce am vrut să spun. Da. Scuze, doamna director, e vorba de procedurile de licitație și procedurile care sunt, trebuie parcurse legal. Da. Uitați-vă, vă da... Eu m-am adresat constructorului, da, pentru da. Că dacă constructorul are un proiectant serios, capabil, să facă, așa cum spune doamna director, în 30 de zile, într-o lună, proiectul, și să-l respecte conform sarcinilor și va fi să obligat. Primească ok-ul, va fi obligat. Atunci, va fi obligat. Voie să spun că la 15 septembrie constructorul intră în câine. Și atunci aș putea să ajung eu la asta mă deștept. Cer scuze că intervin și chiar cred că este... E procedura proiectarei, ce ar mai putea întârzia, avizele. Dar aici eu o să vă asigur de tot sprijinul, în sensul eliberării în termenul cel mai scurt a avizelor necesare pentru executarea lucrării. Știi, la nivelul județului Bacău, pe lângă grupul de lucru pe care îl coordonez pentru centura Bacăului, coordonez și un grup de lucru pentru proiectele PNDL, ca atare. Noi de fiecare dată când am avut și domnii primar știu foarte bine că au venit cu orice aviz, avizare, autorizare au venit la mine, unde au întâmpinat probleme, în același program o să intre și proiectul pe care astăzi se semnează. Exact, vreau să spun că mi-a plăcut și mi-a la nebunie chestia că centura Bacăului este 300%. E foarte bine, da. Din cauza că există un constructor. E 33%. 32%. Aceeași chestie. Deci, vă spun un lucru. Sunt două componente, domnul consilier. Chiar îmi place discuția asta. Am fost și în câteva emisiuni și chiar cu toate, cum să vă spun, cu toate întrebările răutăcioase sau cu semnele de incertitudine care pot apărea, eu am afirmat, și nu numai că am afirmat pe documente, stadiu fizic. În momentul când Nairu pronunță că stadiul fizic este 32, e în baza unei determinări, nu din dronă. Știți? Doi, sunt două componente acolo. Unu, capacitatea constructorului de a se mobiliza și de a sta cât mai puțin pe lucrare îi conferă un profit maxim, ceea ce face domnul Umbrărescu, și capacitatea statului de a elimina toate barierele administrative. Adică, dacă eu într-o lună de zile pot să dau un aviz, adică am dreptul legal să dau un aviz, să-l dau în 5 zile dacă corespunde documentație. Știți? Aici apar tot felul de întârzieri pe toate proiectele care sunt acum în lucru. Toate proiectele care sunt acum în lucru la nivelul județului Bacău, să știți că au trecut prin avizare. Că altfel nu puteau să fie în execuție. Și dacă v-am spus că sunt undeva cam 200 de proiecte, care se lucrează la nivelul județului Bacău, gândiți-vă câte avizări au fost necesare. Bun, nu toate au fost foarte grele. Nu toate sunt de nivelul lucrării de aici, unde ce autorizări trebuie să obțină, doamnă, ce avize trebuie să obțină pe proiect, s-ar putea să fie mai complex aici. Dar, important ca instituțiile publice deconcentrate sau aflate în subordinea ministerilor să înțeleagă că trebuie să lucreze ca un singur mecanism pentru a implementa proiectele de la nivelul județului. Sper că am răspuns complet și am legat și cu trei... Da. O scurtă paranteză, domn profesor, la o căutare normal, din curiozitate profesională până la urmă, pe internet, am găsit un portofoliu de lucrări destul de consistent la constructor, care, zic eu, asigură garanția că își vor face treaba așa cum trebuie. Același aspect vreau să-l relatez la proiectul care l-am avut noi pe PNDL, s-a derulat pe programul guvernamental, în care s-a asfaltat fundul Răcăciuniu, Dumbrăveniu și o parte din Răcăciuni. Vreau să vă spun că pe parte de implementare, ca și documentație, avizi, autorizații, a durat 2 ani de zile. Lucrarea, constructorul a făcut-o în 3 luni de zile. Deci diferența este că aici, și foarte bună întrebarea dumneavoastră, sper că aici să tot la fel să, adică se întâmplă în sensul de ca și execuția lucrării să fie făcută în termen și să respectați exact. Vă spun un singur lucru. Aplicarea legii 292 care a apărut undeva în decembrie, unde presupune mai multe etape și pe mediu și pe ape,
Am făcut un calcul simplu. Am făcut un trunirii cu toate unitățile avizatoare și am zis, haideți să vedem dacă respectăm, ce termene sunt obligatorii, ce termene nu sunt obligatorii și pot fi reduse. Noi să stăm într-un cadru legal, dar anumite termene pot fi reduse și ține de, cum să zic așa, să nu zic bunăvoința funcționarului, deci celeritatea funcționarului de a se mișca foarte repede pe o documentație. Știți? Adunând, dacă am respectat toate termenele, din procedura pe care am afișat-o la un moment dat, este pe site-ul instituției, se adună undeva, fără să greșesc, undeva 264 de zile. Dacă noi, să respectăm toate termenele și nu ne ducem, sunt termene obligatorii, fixe, dar sunt și termene care pot fi reduse. Dacă stăm dacă transmite către mediu și trebuie să stea 20 de zile să răspundă funcționarul către cei care au cerut avizarea, vă dați seama, se duce undeva peste 230-250. Asta vrem să reducem. Asta încercăm să reducem. Prin acest grup de lucruri, asta încercăm să reducem. Vine documentul, dumne, nu-i dau drumul două zile. Îi dau drumul în 5 zile, în 6 zile, în 7 zile. De așa natură încât să nu mai avem impedimente din punct de vedere administrativ. Noi ne încurcăm și singuri în treabă, să știți. Domnul suprefect, cum e referitor la termenele pentru emiterea unui aviz sau unei etape în emiterea avizului, dar apoi suntem nevoiți noi să afișăm, să punem în ziare aceste... Aici trebuie să facem pe achiziție pentru cumpărare și așa mai departe. Adică intervin tot felul de termene care ne dau peste cap. Important că e un pas astăzi. Vreau să sunteți aici garantul Comunii Răcăciuni, mai presus decât mă refer aici pentru proiectul respectiv care se va realiza. Nu cred că este un proiect extraordinar de complex, de complicat. 2 km de asfalt și cu zidurile care sunt, eu cred că le veți putea realiza. Și v-am zis, cetățenii din satul Ciucan chiar așteaptă și nu numai, dar cei din satul Ciucan așteaptă pentru că satul Ciucan e undeva într-o zonă care chiar e la periferia comunei, dar face legătura cu Gheorghe Doja și DN2. De asta spun că nu cred că sunt probleme și nu cred că dumneavoastră, ca și constructor, dacă aveți, cum spunea și domnul prefect Pocovnicu, istoricul, că ați realizat lucrări foarte bune, cred că la fel veți face și la Ciucan și v-am zis încă o dată, nu cred că e o iluzie, nu sper să nu fie o iluzie pentru noi toți ceilalți care am venit astăzi. De asta suntem aici, să fie o iluzie. Am spus că sunteți garantul Comunii Răcăciuni, în speță toate instituțiile care sunteți prezente astăzi aici și vă mulțumesc. Semnăm contractul, da? Da, păi asta zic, să semnăm contractul și... Dați-mi pic să rămâne. Da, ca mai... Să meargă bine. Mulțumim frumos și Dragul Dumnezeu ca la anul în septembrie să mergem la Ciucan pe asfalt. Sau mai repede. Doamne ajută. Mulțumim pentru invitație. Mulțumim și noi pentru primire. Am emoții că aștept de mult acest moment și chiar îmi doresc să realizeze. Chiar îmi doresc. Cu siguranță se va realiza. Eu nu vă urmă fece din întâi, de ultimul contract semnat. Și ca ultimă remarcă, prezența noastră aici, prin prezența noastră trebuie să înțelegeți că domnul primar este susținut, are o echipă în spate,
nu este singur și cu siguranță pe viitor, ori de câte ori va avea nevoie, va fi ajutat. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, și vreau să mulțumesc și domnului viceprimar că am uitat la moment și îmi cer scuze pentru sprijinul care mi-l oferă și aici la Răcăciunile că este o echipă care lucrează pentru cetățeni și pentru comună. Suntem născuți, crescuți aici, ne interesează și ca aceste proiecte să fie duse mai departe pentru generația viitoare. Este firesc ca noi atât cât stăm să ne facem datoria față de cetățeni. Mulțumesc din suflet. Domnul primar se va realiza, vă spun eu, fiind gălățean, firma de la Galația. Bun. Bă, ce frumos plouă, ăsta e belșug.